Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la Torino Web News. Mai întâi să vedem câteva informații despre starea vremii. Astăzi este o zi în general frumoasă, cerul este senin, iar temperatura maximă ajunge până la 31 de grade Celsius. Mâine, temperatura maximă scade până la 28 de grade, iar începând de după amiază sunt posibile ploi slabe. În acest moment, în Torino sunt aproximativ 30 de grade Celsius. Începem știrile și primăria din Torino anunță că în curând vor fi publicate criteriile de selecție a recenzorilor care vor participa la recensământul populației ce va începe în 9 octombrie. Și românii pot participa la această selecție, România fiind un stat parte din comunitatea europeană. Imediat ce condițiile vor fi stabilite, vom reveni cu mai multe detalii. Și dacă doriți să vedeți unde se iau cele mai importante decizii din Torino, sâmbătă 6 august aveți ocazia să vizitați gratuit Palazzo Civico. Vizitele sunt programate pentru orele 9:30, 10:30 și 11:30. Nu trebuie să vă faceți rezervare, iar locul de întâlnire este în Via Milano numărul 1. Vizitatorii vor fi însoțiți de un ghid care va povesti curiozități și anecdote despre una dintre cele mai importante și vechi clădiri din oraș. Iar mâine, 5 august, se închide sediul Anagrafe din Via Valentino Carrera, numărul 81, din circumscripția 4 din Torino. Își va relua programul cu publicul în 22 august. În continuare, vorbim despre proiectul Casa, care are scopul de a favoriza autonomia tinerilor care doresc să locuiască singuri. Astfel, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani pot primi un împrumut de până la 3.500 de euro fără dobândă sau alte cheltuieli pentru a-și achita primele luni de chirie, să achiziționeze mobilă sau electrodomestice. Condițiile detaliate, dar și alte informații utile sunt disponibile pe pagina web a Informa Giovani sau în Via delle Orfane numărul 20. Însă dacă doriți să apelați la serviciile centrului Informa Giovani, trebuie să știți că centrul va fi închis de luni 8 și până duminică 21 august. În schimb, puteți consulta pagina web în care găsiți foarte multe informații utile. Și din agenda zilei de astăzi vă spun o curiozitate înscrisă și în Cartea Recordurilor. Astăzi, 4 august, se împlinesc 14 ani de la moartea celei mai longevive ființe umane, Jean-Louis Calment, o franțuzoaică care a trăit până la 122 de ani și 164 de zile. Mai mult decât atât, a mers cu bicicleta până la 100 de ani și a fumat până la 118. Doamnelor și domnilor, Torino Web News se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la o nouă ediție de știri. Quest'anno, Mito Settembre Musica, Palazzo Madama, Cari in Selva, Marilena Sola Vagiona in Quintetto Fiati Prestige. E per il grande pubblico, al Paralimpico Sozzacchi, Massimo Ranieri, Roberto Abbado e Franco Battiato. Per i più piccoli, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Ninne Nanne, Tarantelle e Cuochi alla Riscossa. E al Conservatorio Giuseppe Verdi, in Piazza Bodoni, Salvatore Accardo, la Filarmonica di Torino e Alan Curtis con il Complesso Barocco. Questo è soltanto un assaggio degli oltre 100 appuntamenti in 30 serie diverse di Mito Settembre Musica che vanno ad aggiungersi ai 75 appuntamenti sul territorio di Mito per la città.